Deși poate că viitorul îi îngrozește pe unii oameni din cauza schimbărilor climatice, a creșterii populației globale sau a diminuării resurselor naturale, cu siguranță multe progrese ale științei și tehnologiei se vor realiza. Un expert britanic a dezvăluit viziunea sa despre viitor, făcând previziuni legate de anul 2050, precum mașinile autonome, hologramele și roboții de menaj. Futurologul din Marea Britanie a prezis cele mai importante lucruri care vor deveni populare până în anul 2050, potrivit Daily Star. Expertul crede că în 2050 mașinile autonome vor fi la modă și vor constitui un stres mai puțin pentru șoferii din ziua de astăzi, care se vor transforma în simpli pasageri sau turiști. De asemenea, acesta crede că în 30 de ani vor exista ferme pe verticală, mai degrabă decât cele normale pe orizontală, pe câmpuri întinse. Alte previziuni indică existența ibricelor inteligente care ne vor face în mod automat cafeaua sau ceaiul, precum și aplicații avansate care vor ajuta la reciclare și la gestionarea deșeurilor. Specialistul britanic susține că în urma unui sondaj efectuat în rândul a 2000 de persoane, a descoperit că una dintre cele mai impresionante previziuni din viitor până în 2050 ar fi frigiderele inteligente, care se vor aproviziona în mod automat. Această piesă din casa noastră va însemna cea mai utilă piesă din tehnologia viitorului, a spus acesta, precizând că gospodăriile vor folosi probabil dronele pentru a reaproviziona frigiderul din exterior, iar unul din cinci oamenii cred că roboții vor ajuta în gospodărie, la curățenie și alte treburi în casă, în majoritatea locuințelor. Tehnologia ne poate ajuta, trebuie să ne ocupăm de lucruri precum modul în care producem alimentele, le depozităm, le transportăm și le ambalăm. În 30 de ani vom avea ferme pe verticală și vom crește diverse în turnuri, a spus Bellini. Expertul spune că după 2030, excursiile pe Marte vor fi la ordinea zilei. Mașini autonome, frigidere inteligente care gestionează perioada de valabilitate a alimentelor și reaprovizionarea, aplicații care ajută la reciclare, carne cultivată în laborator, fierbătoare inteligente pentru cafea și ceai, ferestre care se sting automat la soare, holograme menaj cu roboți, hoverboard, mâncare sănătoasă, fast food, mașini zburătoare, relatează ziare.com.